Accident devastator în apropiere de localitatea Sucitân din Raionul Ialoveni. Trei mașini s-au tamponat violent, iar una dintre ele a fost distrusă de flăcări. Totodată, doi șoferi au avut nevoie de ajutorul medicilor. Totul a avut loc în prima jumătate a zilei de 2 octombrie, în jurul orei 10 și 15 minute. Poliția, o echipă medicală, dar și pompierii au fost chemați imediat la fața locului. În numai 15 minute, salvatorii au reușit să stingă complet flăcările. Mașina însă a fost distrusă în totalitate. Ofițerul de presă de la Inspectoratul General de Poliție, Silvia Vetcu, a declarat că în coliziune au fost implicate două mașini și un microbuz marfar. Automobilul care s-a incendiat după impactul violent era condus de o șoferiță. Aceasta, dar și conducătorul celuilalt automobil, au avut de suferit mai multe traume și au fost duși la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău. Șoferul microbuzului nu a pățit nimic. Din cauza accidentului în zonă s-au format ambutăiaje kilometrice pe ambele direcții, iar zeci de mașini au rămas blocate în trafic, oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili din vina cui s-a produs coliziunea.